Și ai avut o carieră extraordinară să joci totuși la toate cluburile din București, să joci la Fener, să joci la Fener, să joci la Valencia, să joci la zim toate echipele. Ai jucat în China. Ai fost golgeter în China. Am fost de două ori. În primul an am fost golgeter Liga 2. Uh-huh. Golgeterul Chinei. Am intrat și pe acolo prin secunda 12 din istoria Chinei, gol în secunda 12. Uh-huh. Dar cum te-ai adaptat tu în China? Păi chiar mi-a plăcut în China. Da? E singurul jucător pe de român care l-am auzit. A stat 4 sezoane am jucat în China. Dar ce îți plăcea? Tot? Mâncare? Tot, a? Stai puțin, că nu mai era hotel de 5 stele. Da? Nu mai Marriott, nu mai este. Niște... Numai room service, păi numai... Tot, la Qingdao aveam casă pe malul Mării Galbene. Deci nu există bani mulți. Când a plecat de la rapid la Cianciunia ta, ea... Așa? M-a dat o jumătate valiză la semnătură. Va, o jumătate valiză îl dă bani, a? Da, vorba lui prietenul Răzvan. Am visat un geamantan cu bani. Și când m-a băgat în primul meci, în prima repriză, am dat 4 goluri. Mamă. Și ce lucruri te-au impresionat în China? Ce îți plăcea în China? Tot îmi plăcea. Și mâncarea. Și că noi mergeam în cele, gândește, cele mai luxoase. Hoteluri și restaurante. Și tu, ce poți? Ca fotbalist, ce faci în China? Faci și în Spania. Că te duci la un film, că te duci la un mall în timpul liber. Da. Că te duci la un telefon ăsta, că te duci la cumpărături. Asta faci. Te mai duci la un concert, la un bar live, să mai spus cu soții erau după meci. Asta este viața de fotbalist. Că nu te duci să te bați, să te puși la bătaie. Dar mai ales când ai bani și juri la o echipă mare. Ai simțit comunismul? Cum să nu, nu. Nimic, absolut deloc. Nu, e mai al naibii capitalismul în China. Da, nu. Deci noi străinii n-avem niciodată. Așa că erau ei, de exemplu, când a fost ziua Chinei, de dimineață până la ora 6, până seara la 12, imnul Chinei, vecinul meu, maxim în continuu, se repeta de când a început de la 6 dimineața până seara la 12 noaptea, a cântat imnul Chinei. Uh-huh. A plecat acasă. Nu stop, că nu puteam. Aha. Da. Deci foarte, foarte disciplinați. Uh-huh. Și comuniști, nu scoi, că nu oprește poliția și asta. Da? Da. Nu există. Nu există, sau să se întoarcă la antrenor, să se facă de mână. Uh-huh. E mâncat. Da? Pe viață, deci da. Nu există așa nu ceva, există. Nu? O disciplină de partid din aia, adevărată. Da. Bine, și nu doar de partid, cred că și autoimpuse disciplină. Da. Păi noi vorbeam cu... Adică, ție cum s-a părut? Oamenilor le era frică sau erau și ei disciplinați ei ca oameni? Ei, păi da. Patronul, eu am stat de vorbă cu patronul multimilionar, patronul nostru, și mi-a zis, nu ai cum să ții un popor atât de mare fără disciplină. Este imposibil. Da, corect. Așa. Sunt de acord cu tine 100%. Și, deci eu când mă duceam și vedeam antrenamente de la juniori, când făceau din mână așa exercițiu, toți trebuiau să facă în același timp. Roboți, deci, ca roboți. Da. Disciplină totală. Uh-huh. Și pe noi ne trata străinii extraordinar. Cu respect. Și cu... Da. Uh-huh. Nu și întreba, poți să joci, nu poți. Ai primit vreun cadou deosebit? De la ei? Da. Prima, ghete personalizate, trofee. De exemplu, în China se dă cel mai bun jucător, la fiecare etapă se dă cel mai bun jucător al meciului. Da. Al meciului. O minge de fotbal așa, foarte frumoasă, a cântărea foarte mult. Avea vreo 20 acasă. Așa. Acolo la asta. Două, la fiecare. Dar faceau precum arabii să vă dea mașină, cadou, apartament? Păi, apartament? Nu, după cât un meci. Cum fac arabii? Ia bă un Rolls. Nu. Că mi-a plăcut de tine la meciul ăsta. Nu filozofia asta, nu? Nu, eu n-am, poate... Sau să-ți dea un concediu, cadou, că... Așa, cât o primă de joc îți mai dădea în plus. Da? Da. Uh-huh. Îți mai dădea o aveți astăzi 5.000 în plus. Da. Ce ai mâncat acolo? Care a fost nebunia cea mai mare care ai mâncat-o în China? Șopârle. Păi nu, n-am mâncat. Că nu-ți dădea, nu, la hotel de 5 stele nu-ți dădea. Știu, dar nu, ai mâncat și arpe? Sau... Am gustat o bucățică, ce e, ca pește. Da, am înțeles. Deci nu, o mâncare... Dar ales tot pui și ăsta, da, mâncare. Da. Mâncare bună, da, mâncare, mâncare bună, chinezească. Da. Numai, da. Uh-huh. Cum e mâncarea chinezească? Mâncare, dar nu, de exemplu, la Shangri-La, hotelul unde ne dădea care și care cel mai tare, cea mai tare Shangri-La, care ne dădea și reducere de la club. Deci gândește că aveai 6-7 restaurante la bufetul. Eu deci vedeai, plăteai $20, atâta era. Uh-huh. Puteai să mănânci 70 de feluri de mâncare, nu te întreba nimeni. La Shangri-La. Și noi, ca fotbaliști, ne dădea ziua onomastică cu 40 de inși gratuit, plătea clubul. Pe când a fost ziua mea, mi-a pus dintre aia coroană de rege în cap. Ia, povestește, cum a fost ziua? Da, deci eu am rămas șocat, a zis. Unde ți-ai făcut ziua? La un restaurant. Da. Da, a chemat toată echipa, cu toți ăsta, mi-a pus coroană așa. De rege și suporteri. Da? Și suporteri. Păi dacă gândește, patronul nostru făcea pistele de avion în China.
Deci bani de... Da, dar uiași. Vindea cu pungă, așa, dacă vrea. Da, am înțeles. Și ți-a pus coroană de rege, cum ai veni? Da, și vreo 250 de invitații. A, și tu n-ai știut? N-am știut, de unde să știu, mă, zice, hai să mânci. Da, au venit așa. A fost surpriză, a? Da, zic, când, da, când am ajuns acolo, ce facem? Nu că sunt toți invitații tăi. Tu ești, m-a pus în față, acolo, capul Messi și Messi, 200 cât vedeai cu ochii. Să ne spui când e de ziua ta. Ca da, 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 da. Pe 8 august e ziua mea, da? Ca să știți, da? Să nu venim. Da, 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 da. Păi nu, că mă duc eu în China, las. A, da. Și mâncăruri la ei nu există micul dejun, știi? La ei bufesuiesc. Da, la ei, da, da, da. Și mâncăruri cât vezi cu ochii. Da. Cât vezi cu ochii. Am amintiri din China cu el, cu arbitri și sau cu alte lucruri. În timpul meciului aveam prime foarte mari în China, 2000 de dolari meciul, să-l câștigăm. Și singura mea problemă, el cum zice că s-a adaptat în China și cum s-a adaptat, mie nu mi-a plăcut China niciodată. Eu nu aveam ce să mănânc pe acolo și erau mirosurile sau lucruri care nu-mi plăcea. Și fiind foarte cald la meciuri, în timpul unui meci, minutul 85, le-am făcut semn la toți, aveți grijă că ăsta arbitru vorbește cu chinezii, era meciul, era 1-0 pentru noi. Și sigur nu o să dea vreun penalti. Le-am spus și lui Dobo și lui, aveți grijă de sigur să nu calce ăștia prin care. Și a căzut unul prin care pe acolo. După ce că eram nervos că era cal și nu mă scotea neațiții din teren, că eu tot ceream să ies afară, că nu mai puteam să alerg, m-am dus la arbitru și a tras o palmă. Și a căzut la jos. Și când s-a ridicat nebun de pe acolo, îi dă cartonaș roșu lui ăsta. Ia, dar nu s-a venit ca să și ăsta venea să-l trăgea pe chinez de mână, pe arbitru. Da. Ăsta s-a dat. Eu ce ești afară, s-a dat ăsta cartonaș roșu, vii și-l tragi după tine pe terenul jos. Tu te vei de aici și afară, vezi că ți-a dat roșu. A făcut și el, cum m-a întrebat pe mine când era la electroputere. Te ba mă să-l ții pe frate. Știți, decât să plângă mama mai bine prin gemă. Va mai confunda lumea, așa? Da, ne mai confunde, da.